Sper că ați observat ce minunat identifică Iuda identitatea noastră ca și creștini în relatare cu Dumnezeu. Da? Iuda nu spune nimic aici despre noi în primul rând, despre acțiunile noastre. Ci toată identitatea noastră el o construiește în acest mod trinitar. Da? El spune, chemați prin Duhul Sfânt, da? Evident, chemarea se face prin Duhul Sfânt, iubiți de Tatăl. Asta este și motivația chemării, de aia te-a chemat pentru că te-a iubit, pentru că a hotărât să te iubească. Și păstrați, zice el, pentru Hristos. Dar toată Trinitatea se relaționează cu persoana credinciosului. Și Iuda le spune, încurajarea este că toată dumnezeirea se relaționează într-un fel minunat față de tine. Da? Dumnezeu te-a iubit, Duhul te-a chemat și de dragul lui Hristos toată dumnezeirea lucrează să te păstreze. Nu din cauza ta, nu pentru că cine ești tu, nu pentru cine sunt părinții tăi, nu pentru că tu ai putea ca să faci ceva fantastic și minunat sau că ai multă putere, ci pentru Hristos. În Biblie găsim de multe ori sintagma că suntem păziți, de exemplu, sau suntem ascunși în Hristos și este foarte adevărat. Dar aici Iuda ne arată un alt aspect al păzirii noastre. De ce suntem păziți? Suntem păziți pentru Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos, de exemplu, în Ioan ne spune că El a primit din partea Tatălui pe toți ceia care Tatăl i-a dat Lui. Noi suntem al Lui Hristos și Dumnezeu de dragul Lui Hristos și pentru jertfa Lui mare ne iubește și ne păstrează și ne ține în harul Său. Da? Mântuirea noastră, statutul nostru, are mai mult de a face cu Dumnezeu decât are cu noi. Valoarea noastră stă în faptul că suntem iubiți, stă în faptul că suntem păziți, stă în faptul că beneficiem de harul lui Dumnezeu pentru Hristos. Din cauza, pentru motivul că El s-a jertfit pentru noi.